Vă prezint începutul unei noi serii, asta dacă vă place, povești horror americane, dar puse în Roblox. În povestea de astăzi, acțiunea se petrece în California în septembrie anul 1996. Rămâneți până la sfârșit pentru că ceea ce se va întâmpla te va șoca cu adevărat. Dar nu uita! Știu, mamă, știu că sunt pedepsită. Nu am voie prieteni, nu băieți, nu nimic. Dar știu, mamă, casa ta o să fie în perfectă stare când te întorci. Bine? În orice caz, te iubesc. Și ți-am lăsat niște bani de pizza în caz că îți e foame. Mersi, mamă, dar nu întârzi la muncă, adică... Doamne ferește, nu am vrea asta să se întâmple. Da, de fapt, cred că o să plec chiar acum. Bine, mamă, iei cumva mașina? Da. O să fiu eu. Chiar e sigură că o să iei mașina? Dar vrei să folosești mașina la ceva? A, nu, dar aveam grijă de tine, mamă, pentru că te iubesc foarte, foarte mult. Bine, scumpo, dar... Nu uita că ești pedepsită. Nu uit, nu uit. Stai liniștită, mamă. Ok, e sigură? Da, mamă, știu că sunt pedepsită. Ok, scumpo. Pa atunci, plec la muncă. Mamă. Da, scumpo. Mergi în direcția greșită. Ușa e în partea cealaltă. Da. Ai grijă de tine, să fii în siguranță. Da, mamă, du-te, du-te, că întârzi la muncă. Hai, du-te. Bine, scumpo. Pa. Mama, Doamne, credeam că nu mai pleacă. Doamne, mersi Jesus, mersi că a plecat, Doamne. Deci, m-am săturat de prelegerile ei. Toată ziua mă ceartă, Doamne, numai cu gura pe mine. E așa obositoare. Ia să o sun eu pe blonda să vină la mine. Blonda. Răspunde. Blondo? Blondo! Răspunde la telefon! Alo! Bună! Ok, Blondo, întrebarea mea pentru tine. Mai vii azi încoace? Da, mai vin. Sigur mai vii? Pentru că data trecută când ai zis că vii la mine, ai ieșit cu iubitul tău. Promit, o să vin. Pinky promise? Da, fată, Pinky promise, vin. Nu te cred, decât dacă you super duper 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 promise. Da, fată, super duper 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 promise. Ok, le-ai trimis mesaj și celorlalți să vină încoace? Da, ei ar trebui să fie pe drum chiar acum. Oh, bun. Că mama mi-a lăsat niște bani de pizza. Și poți să le dai mesaj să aducă niște filme? Că m-am plictisit de tot ce aveam și, în plus, mama a mai refuzat să plătească Netflix. Și acum nu am la ce să mă uit. Și mă uit la televizor. Am doar 3 canale, deci... canalul de știri, canalul de
gătit și un canal cu chestii random. Da, e nașpa că te uiți la Olia. În fine. Foxy, trebuie să te las, că mă sună cineva. Hei, hei, stai! Nu cred, tocmai ce mi-a închis. Fără să zici ceau? Alo? Cine e la telefon? A cui o fi numărul acesta? Spune ceva sau îți închid. Și de unde ai făcut rost de numărul meu? Cred că știi foarte bine cine sunt. Ești foarte bine îmbrăcată. Unde mergi noaptea asta? Dar de unde știi asta? De unde știi cum sunt îmbrăcată? Dar nu mă vezi? Pe cine să văd? Nu este nimeni aici. Poate dacă te-ai uita în spatele tău. Yay! Cred că s-a auzit sonăria. O fi pizza? Sau poate sunt prietenii mei? Dar eu sper să fie pizza, pentru că, o, Doamne, îmi e atât de foame, că aș putea să mănânc, nu știu, un hipopotam. Doamne! Ok, mă duc să verific, să văd cine e la ușă. Oh my god, Brunetto! Știi cumva de ce nu răspunde fata asta? Că stăm aici de 5.000 de ani. Da, și pe mine mă dor picioarele de mor. Ar face bine să ne trateze cu lucrurile ei scumpe, să ne dea ce are mai scump. Am locuri unde trebuie să merg. Telefoane de dat. Ar face bine să se grăbească. Poate ne plângem degeaba. Poate e acolo ocupată să ne facă ceva de mâncare. Ar face bine să fie bun că mor de foame. Poate doar să vină odată. Vreau doar să mănânc. Rog să fie pizza, te rog să fie pizza. Nu e pizza. Sfetele. Bună! Haideți, intrați! Scuze, fetelor, că v-am lăsat să așteptați. Intrați, haideți! Acum vin. Unde-i Haliala? Unde a dispărut Bruneta? Iară vorbește la telefon cu cineva? Da, probabil cu iubitul sau ceva. Bruneto! Hai în casă! Haide, ce faci acolo? Cu cine vorbești la telefon? Mai lasă-l tu pe fostul tău nebun. Lasă-l în pace. Deci cu cine vorbeai? Oh my god, am primit un telefon random și m-a întrebat un băiat cu voce ciudată care este filmul meu favorit de groază. Film favorit de groază, fată, închide telefonul, nu vorbi cu persoane random pe care nu le cunoști. Închide acum, pune telefonul jos. Și i-am zis care e filmul meu preferat și apoi m-a întrebat dacă prefer să am cuțite în loc de degete. Și apoi a închis, dar înainte să închidă a spus că mă vede. Oh my god, haide, intră înăuntru, hai că-s toți ciudații pe afară, vino repede. Cred că prietena mea e statuie sau ceva. Pur și simplu stă acolo, eu intru în casă. Alo, mai e cineva afară? Ok, stai să închid ușa, fetelor. Ok, fetele. Și ce fel de pizza doriți? Eu vreau picantă cu salam. Ok, și tu? Eu aș vrea cu ananas. Cu ananas. Scârpos, nu-mi place. În fine, ascultați, fetele, mama m-a pedepsit și nu am voie să mă văd cu voi. Și dacă cumva auziți pașii lui mama, o luați la fugă direct în camera mea și vă ascundeți și nu faceți gălăgie. Fetelor, vă amintiți unde este camera mea? Nu. În beci? Fată, pe bune, nu am beci. Haideți să vă arăt unde e camera mea. Ok, deci asta este camera mea. Ce părere aveți?
puțin cam mică pentru gustul meu. Camera mea e mai mare și mai drăguță. Foxy, hai un pic. Ce e, Brunetto? Ce s-a întâmplat? E cineva afară. Stai puțin. Ea are păr blond. Foxy, aia ești tu? Despre ce vorbiți, fetelor? Sunt chiar aici cu voi în cameră. Cum aș putea să fiu eu acolo? Iarăși am un telefon ciudat, număr necunoscut. Fată, dar de ce ai răspunde unui număr necunoscut? Alo? Cine este? Fată, mama ta nu te-a învățat să nu vorbești cu străini? Da, străinii sunt periculos. Alo? Hai, pune telefonul jos. Da, închide. Sau măcar pune pe speaker să auzim și noi. Gata, am închis telefonul, gata. Dar unde a dispărut prietena noastră cu șuvițe mov? Chiar că s-a evaporat. Poate s-a dus până la baie. Da, probabil. Hai să vedem. A, aici erai. Cum ai ajuns afară? M-am dus până afară să iau o gură de aer. Deschide că m-am blocat. Ok, da, e periculos afară. Stai că-ți deschid acum. Hai odată. Uh-oh. Nu-ți mai putem deschide ușa. Du-te prin spate. Păi de ce? Hai deschideți-mi, fetelor. Cum mă speriați. Fată, ascultă, du-te prin spate. Haide, haide, foarte repede, du-te prin spate. Hai, fată, hai, hai, hai. Hai odată, intră tu odată. Haide, intră, mișcă-te. Așa, să mă asigur că ușa e încuiată. Fiu. O ciudată tuturor casei. Gata. Stați o secundă că îmi sună telefonul. O clipă. Alo? O să pun pe speaker. Alo? E cineva acolo? Probabil e doar Justin, știi, da? Justin și-a luat un nou telefon sau ceva și ăsta o fi numărul lui nou. La iubitul tău? Da, cred că. Hai, mă auzi? Ai niște ochelari cu adevărat frumoși. Heyo, Justin, tu ești? Sau cine e acolo? De unde știi ce ochelari am? Ești aici? Unde ești? Încetează să râzi de noi. Fată, televizorul tot tocmai ce s-a prins. A? S-a prins? Ce ciudat. Stai să-l sting. Ok, cred că a închis, dar am primit un mesaj. Zice, vino la ușa din față, am o surpriză pentru tine. Oh, ce tare, ador surprizele. Nu ne plac surprizele, mai ales acum. Dar știi ce, cred că mă duc să văd cine e la ușă, să încetez odată cu farsele. Nu, fată, nu te duce la ușă. Nia, nu te duce, nu fi nebună. Nu, fetelor, probabil e doar Justin. Nu ești amuzant. Justin, încetează. Nu ești amuzant. E ăsta fostul tău iubit? Justin, ușa e închisă. Nu poți intra. O, oh, nu! Haideți repede în cameră, fetelor! Haideți! Oh my god! Sunt așa speriată! Oh my god! Dacă intră în camera ta! Păi, în primul rând, e vina ta că ai deschis ușa! Din greșeală! Dar mi-e atât de frică! Foxy, sunt prea frumoasă! Ca să mor! Ok, Brunetto, calmează-te, nu moare nimeni. Hai să facem un joc. Se numește Simon Spune. Cine pierde la Simon Spune va trebui să iasă afară să verifice dacă a dispărut toată lumea. Simon Spune, să ridicăm mâinile sus. Brunetto, tu de ce nu ridici mâinile?
pentru că îi place de Justin. Ce? Îți place de Justin și vrei să ieși afară? Poți să-mi las mâinile jos acum? Mă dor. M-a săturat să le țin în aer. Nu e adevărat, pur și simplu mi se pare stupid să ridic mâinile sus. Ok, fată, dar eu sunt lidera și ai pierdut la Simon Spune. Așa că trebuie să ieși afară și să verifici. Pa! Du-te! Ok, yes, fetelor. Dar dacă o să mor, o să vă bântui în somn. Ok, nu mi-e frică. Oh my god, nu mi-e frică de tine. O să plec. Iară sună telefonul. Alo, cine ești? Încetează că nu mi-e frică. Fetiță mică, ar fi trebuit să stai acasă azi. Mamă, calmează-te! Mi-a spus că mă duc la niște prieteni în seara asta. Ia stai puțin. Ce te face să crezi că sunt ca și mama ta? Se pare că am voce de fată. Doar uită-te în spate și o să înțelegi. Și tu ce văd și eu sau oarbă sau ceva? Nu, vezi bine, nu vreau să mor. Tocmai ce mi-am pus genele false. Da, faza e că nici eu nu vreau să mor, prima gen. Nu e nici măcar Halloween-ul și persoana aceea omoară. Știi? Ar trebui să mori, pentru că e vina ta. De ce e vina mea? Mâine e chema la tine. În fine, știi, poate ne fac farse, poate se preface. Nu știu, dar nu vreau să aflu. Da, hai să plecăm de aici. Știu că putem scăpa, vino. Este o fată aici care încearcă să mă omoare. Veniți, că nu vreau să mor. Și cum ziceam, nu vreau să mor. Sunt prea drăguță ca să mor. Încearcă să ieșiți dacă puteți până ajungem. Oh my god, să ies? Ok, pa. Ok, dacă a zis să ies, ies. Oh my god. Huh? Cine ești tu? O altă fantomă? Ghostface? Și de ce nu mă ataci? Ar fi trebuit să mă asculți. Da, cine ești tu? Sunt mama ta. A, despre ce vorbești? Tu nu ești mama. Mama nu are față din asta. Dacă tu ești adevărata mea mamă, ia spune, care e culoarea mea preferată? Mauve. Mauve? Da. Clar e mama, că nici măcar nu știe care e culoarea mea preferată. E roz. Mama nu-mi prea dă atenție, nu prea îi pasă cu ce mă îmbrac. Dar mamă, de ce faci asta? Pentru că te iubesc și pentru că nu mă asculti. Și știu că mereu vrei să faci ceva suspect. Vrei să-mi iei mașina sau vrei să fugi undeva. A, și te-ai decis să-mi... omori prietenii? Ok, mamă, îmi pare rău, nu mă omoră, lasă-mă vie. Dar de ce să-ți omor prietenii? Prietenii tăi probabil ascultă de părinții lor. Ok, mamă, nu trebuie să faci nimic, haha.
A fost foarte amuzant, ai făcut o glumă foarte bună. Te rog, nu-mi face asta. Nu-mi face asta mie. Sunt fiica ta. Plus că cu siguranță nu ești adevărata Ghostface, pentru că cealaltă nu avea vopsea pe mască. În primul rând, aia eram tot eu și prima mască am aruncat-o pentru că mă strângea prea tare de față. Ok, ok, mamă. Ok. Dar nu e nevoie să mă înveți o lecție, gen. Gata, te poți spătăli. Draga mea, nu uiți cumva cine e aici la conducere? Nu spui tu mie ce să fac? Ok, mamă, nu trebuie să agiți ciocanul ăla. Suntem perfect în regulă acum. Poți lăsa asta doar să treacă, te rog? Nu. Mamă, ascultă, te rog. Lasă ciocanul ăla jos, te rog, mamă. Încetează. E asta poliția? Nu, nu, mamă, nu e poliția. Stai liniștită. Cred că am să te mănânc chiar acum. În amintirea celor care au plecat, Blonda, Bruneta, Șuvițe Mov și Foxy. Sfârșit!